Este o zi deosebită, fiindcă cred că nu există țară în lumea aceasta în care să fie sărbată la nivel național, la nivel de sărbătoare de stat, limba statului respectiv. În cazul nostru este limba română, limba română care a stat, pot să spun că, la bazele independenței noastre, fiindcă în lupta pentru valorile naționale, pentru limbă, pentru alfabet, pentru tricolor, pe acești piloni s-a clădit independența noastră. Independența care acum câteva zile am marcat 25 de ani de la aniversarea ei. Această problemă a fost discutată de 10 de mii adunați pe piața națională în orașul Chișinău. Ca mai apoi, pe data de 29, pe data de 30 august, în Sovietul Suprem, cum îl numim noi atunci, cum îl numim acum Parlamentul Republicii Moldova, au fost discutate două discursuri foarte aprige. Unul prezentat de domnul Mircea Snegur, care conducea Sovietul Suprem, altul de Ion Calin. Aceste două raporturi, timp de două zile, la care au luat cuvântul 45 de deputați, deci foarte fierbinte. Cam mai apoi, pe data de 31, și toate acestea au fost în fața tuturor cetățenilor care erau permanent pe piața națională, diferite greve, la diferite întreprinderi, cu dorința, propunerea de a trece la grafia latină, de a numi, de a centraliza limba noastră, limba română, limba moldovenească, care ele sunt identice conform legii adoptate, ca până în sfârșit, pe data de 31 august, nu degeaba astăzi sărbătorim, a fost primită decizia în Parlament de a legifera limba română, grafia latină. Mai există.